Bun găsit, doamnelor și domnilor! Începe ediția de Breaking News. Subiectele zilei ne sunt oferite de partenerul nostru din fiecare zi, Cotidianul Impact în Gorj. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale împlinește 55 de ani de la înființare. Aniversarea va fi marcată marți 28 februarie la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu. În cadrul acestui eveniment vor fi lansate revistele Jiul de Sus și Portal Măiastra. Primarul municipiului Târgu Jiu descrie momentele trăite în timpul seismului de 5,7 grade pe scara Richter. Marcel Romanescu a fost prins de cutremur la birou și recunoaște că au fost momente de panică și de blocaj. Ambele cutremure de intensitate le-am prins în birou. Dacă primul nu a fost o mare sperietură, al doilea le-am privit ca pe sfârșitul vieții mele. Vedeam cum picau de pe acoperiș țigle și cărămizi. Nu am mai putut schița nimic, am rămas blocat pe scaun. Vedeam filmul acela, cum se dezintegrează clădirea, a transmis Marcel Romanescu. Echipa de handbal CSM Târgu Jiu va încerca accederea în Final Four. Echipa noastră va întâlni Dacia Mioveni în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin. Tragerea la sorți va avea loc la sediul Federației Române de Handbal. Ultima zi în care firmele care vând băuturi se pot înscrie în sistemul de garanție returnare. Producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația să se înscrie în baza de date a sistemului de garanție returnare SGR până pe data de 28 februarie 2023, în caz contrar riscă amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei. Polițiștii locali au identificat un bărbat în vârstă de 73 de ani care a pătruns cu autovehiculul pe o alee din Parcul Coloanei fără sfârșit. Întrucât bărbatul prezenta o stare de confuzie, la fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță. În urma controlului medical efectuat, s-a constatat că bărbatul avea un nivel crescut al glicemiei, însă a refuzat internarea în spital, motiv pentru care polițiștii locali au luat legătura cu membrii familiei, aceștia transportându-l la domiciliu. Un număr de 16 cadre didactice de la școlile și liceele din județul Gorj vor intra în restrângere de activitate în anul școlar 2023-2024. Cei mai mulți profesori sunt de la liceul Auto din Târgu Jiu, respectiv 4. Restrângerea activității are legătură cu scăderea numărului de elevi de la un an școlar la altul. Sistemul de transport public din Motru va beneficia de aparate de taxare inteligentă. Achiziția face parte dintr-un program de 1 milion de lei pentru transportul verde la Motru. Bugetul va asigura cumpărarea de vehicule, dotări, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale pentru un proiect care vizează mobilitatea urbană în municipiul Motru. Transportul public se va axa pe autobuze electrice. Echipa gorjană de handbal CSM Târgu Jiu a pus mari probleme campioanei Rapid București în meciul disputat duminică în sala sporturilor din Târgu Jiu. În fața unei săli arhipline, handbalistele de la CSM Târgu Jiu au avut din nou o evoluție la înălțime în fața uneia dintre cele mai puternice echipe din Europa, calificată în optimile Ligii Campionilor. Peste 1200 de spectatori au luat cu asalt sala sporturilor din Târgu Jiu pentru a vedea duelul dintre CSM Târgu Jiu și Rapid București. Rubrica noastră de astăzi se încheie aici. Rămâneți conectați la informații accesând portalul igj.ro. Eu sunt Ana Bârcă și vă invit să ne urmăriți și mâine. O zi frumoasă!